Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. S-a pogorât blestemul austerității la Agenția Națională a Funcționarilor Publici, să-i spunem ANFP, unde s-a trecut la reduceri de posturi ca urmare a legii pentru tăierea cheltuielilor. Reculiță. Deci tamana acum, nene, înainte de Crăciun, oameni fără suflet. E păcat. Până acum această agenție avea, conform hotărârii de înființare, 199 de posturi, ca prețurile alea... 99, știi? Să nu zici că avea 200 de posturi. Și au și pus în 199 de posturi, dar fără demnitari și consilierii demnitarilor. Dar noile prevederi impun o organigramă de 171 de posturi, tot fără demnitari și fără consilierii dânșilor. Deci a scăzut de la 199 la 171, 28 de posturi mai puțin, o reducere de 14% le-a dat Fatality. Fatality. Cu durere în suflet, conducerea s-a conformat și a dat afară 28 de persoane, care însă nici măcar nu erau angajate. Deci îmi și imaginez... Erau de la pe hârtie. Pe statul de plată, aferent lunii octombrie, figurează doar 148 de persoane. Cu tot cu președintele și vicepreședintele ANFP, care sunt demnitari. Și oricum nu sunt luați în calcul la reducerea posturilor, scrie publicația fanatic.ro. Deci, practic, acum ei, dacă sunt șmecheri, mai și angajează un pic. Uh-huh. De la 148 la 171. Deci îmi și imaginez discuția neplăcută în șefime acolo, când a venit vorba de concediere. Bă, trebuie să dăm afară. Ia mă, bă, ăla de la financiar numărul 6 de la... Nu l-am văzut niciodată. Să-l dăm afară. Îl dăm afară, șeful. Nici nu e angajat. Este perfect. Deci au dat afară, s-au lăudat că au redus posturi, gata, au dat afară oameni care nici nu erau angajați. Așa au redus cheltuielile. În felul ăsta, evident, oamenii nefiind angajați, nici nu plăteau salarii pentru ei. Era un buget pus totalmente teoretic. Și ca să-și revină după o asemenea lovitură dură dată personalului, ANFP își face un mic cadou ca să-i treacă usturimea, mașini noi. În sensul că dublează parcul auto. De la 5 la 10 autovehicule. Cu telefoane nu mai mergea, s-a învechit și iPhone 15. Au. Și are toată lumea. Citez. E un proiect de hotărâre de guvern care trebuie aprobat ca să se facă această achiziție. Citez. Parcul auto aflat în dotarea agenției în număr de 5 autoturisme s-a dovedit insuficient pentru a deservi la realizarea activităților specifice instituției. Cu alte cuvinte, deservirea era insuficientă, deci nu le ajungeau 5. Aveau 5 sau au 5 autoturisme. De ce nu le ajung 5? Pentru că 4 din cele 5 mașini au fost alocate pentru șefii din instituție. Președinte, vicepreședinte, secretar general și secretar general adjunct, iar pentru realizarea activităților specifice de către restul angajaților, 141, a rămas o singură mașină. Ce da. Descriem, zi? Plus că și alea 4 care s-au dat se învechesc, știi? Și trebuie să vină astea noi ca să le înlocuiesc. Da, păi să iau noi și la angajați vin alii la mai vechi. Păi au rodajul făcut. S-au rodat. Bă, de ce descrie mai bine organizarea administrației publice din România decât asta? Adică mai întâi la șefi. Șefii trebuie să aibă mașini, ce le trebuie lor, fotolii, canapele, tot nu știu ce, și după aia, dacă mai rămân resurse, dăm și la employați. Sigur. Să se ocupe de ce este de lucru în interesul cetățeanului, care îi și plătește. De altfel, nu? Asta este o chestie... Dacă se poate, uneori nu rămâne nimic. Da, exact. Ui, o boală, facem administrația publică, organizăm birocrația și mai întâi șefii să le aibă pe alea bune și frumoase și ce le trebuie. Și pe de altă parte mă gândesc, de ce le trebuie, frate, mașini? Să se deplaseze acasă. Unde? Adică, da, care-i problema? De făcut, de mers acasă, e aglomerat, ai văzut ce aglomerație președintele, în oraș? Președintele, vicepreședintele, secretarul general da. Și secretarul general adjunct. Mai sunt și concedii, vezi că unii pot avea și șofer? Păi toți au șofer, stai puțin, că acum crește și numărul de șoferi. Vezi, deci mașinile nu sunt pentru ei, da. De fapt. Le conduc șoferii. Bune. Știi, stai, ce trebuie mașina așa? Adică, pe cuvântul meu, toți șefii și șefuții din țara asta, de la stat, trebuie să aibă mașină? Știi cât au lucrat ei să ajungă în funcțiile alea? Cât au lucrat. Înțelegi? Da. Și atunci, eu zic că merită. Ceva. Da. Băi, și ar avea bani să-și ia măcar câte o bicicletă mai acătării. Chiar și bicicletă electrică. Dacă nu vor să facă efort. Ce fac taz? A? Fac globotaz de astea. Nu, dar pe bune, deci în de bicicletă. Sărmane nenorocite, cum ar fi Olanda, Danemarca, Suedia, știi? În țările astea triste, în care pleacă românii la muncă,
acolo miniștrii demnitarii merg cu metroul, merg pe jos. Am văzut că în unele țări mai din vestul Europei, adică toate din vestul Europei, președinții statelor respective și prim-miniștri mai merg și la economii cu avionul, nu-și închiriază avion personal să se ducă în concediu, în vizită de stat oficială, știi? Da, dar o să duc în Africa. Ursula von der Leyen, de exemplu, ce trist a venit de la Bruxelles la București la economii, în loc să-și ia avion cu dormitor. Și pe doamna Maia, de aici. La doamna Maia, de exemplu. Am văzut-o... Doamna Maia e la țări sărace, nu ca noi români. Da, dar toți... tocmai aia săraci își permit, știi ce își permit? Da. Văd. Bă, dar toți șefii ăștia trebuie să aibă beneficii de toate felurile. Și asta spun, ar avea bani să-și ia câte ceva. Adică președintele de la ANFP are un salariu net de 9734 de lei. Vicepreședintele are 8518. Secretarul general are 13266. Adjunctul 12665. Plus poruri, evident, condiții vătămătoare. Sunt convins că dacă ascultă radio, au condiții vătămătoare în momentul ăsta de la radiații. Radiațiile de la radio le cauzează la inimioară. Și noxele de la mașinile alea. Da. În ANFP sunt 13 persoane care depășesc pragul de 10.000 de lei net salariu. Salariul cel mai mare aparține unui director, care încasează lunar peste 14.000 de lei. Bani în mână, la care, cum spuneam, și sporuri. Dar sigur că merită, pentru că te paște mereu pericolul concedierii, mai ales dacă nu ești angajat. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.